Geamurile din piața Mircea și nu numai au fost montate la loc. Producătorii autohtoni au fost puși să stea la tarabe ca în frigider 8 ore pe zi. Acum totul s-a întors la normal, însă chinul din acele zile nu va fi uitat niciodată de comercianți. Închiderea piețelor a stârnit mari controverse la nivel național. Producătorii autohtoni au fost obligați să stea în frig, în timp ce în supermarketuri nu s-a impus nicio restricție în plus. În acest moment, totul este ca înainte. Geamurile au fost montate la loc, iar comercianții își pot continua activitatea în condiții normale. S-au pus geamurile la loc. Cum este acum? Este mult mai bine. Este mult mai bine. Pentru că nu mai e curent, atunci chiar era un curent foarte mare aici și frig. Și frig, trebuia să stăm cu căciuli, cu fulare pe cap. A fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea, dar am trecut și peste asta. Și sperăm să fie mai bine de acum încolo. A fost foarte greu. Complet de greu. Dar a trecut și uite că ne ajută cu ajutorul Dumnezeu că s-au gândit și la noi să ne închidă, să ne... Când ne îmbolnăveam, nu puteam. Când venea Gero să mai stăm acolo în curent. A fost acea foarte grea, frig, de ne-a intrat frigul noase. Comercianții din piețele agroalimentare nu vor uita niciodată acest episod. A fost groaznic. Groaznic. Nu era frigul cât era curentul. A fost foarte groaznic. Nici clienți nu erau și a fost foarte frig. Produsele autohtone ar trebui mai mult apreciate și susținute. România are cu ce se mândri și are ce oferi, însă puțini cetățeni cunosc munca din spatele legumelor și fructelor arătoase de pe tarabele din piețe.